Am intrat, da? Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Emisiunea mea preferată, La o narghilea se numește, dacă nu ați văzut în descriere. Se numește așa deoarece drupim mută cadrul. Să nu se vadă prinzele alea. Ce? Se vadă toată narghileaua. Așa, vreau să se vadă toată sau dacă se vede toată să se vadă la copul aici în picioare, știi? Sau acolo, da. Uite așa. Toată, pentru că asta este o narghilea specială. Se vede toată? Perfect. Zim numele, Cristi GMG. Ești fericit? Înainte să trag din această narghilea, vreau să vă spun că este un Kalil Mamun. Este o narghilea egipteană și pentru mine este o noutate să fumez din așa ceva. Adică este practic cea mai aromată, pot spune, cel mai aromat fum care poate ieși dintr-o narghilea. Deci, gata? Nici măcar nu s-au aprins cărbunii și simt un curcubeu pe cerul curii. Oh my god! Mamă, cum e! Mamă! Deci asta este o narghilea clasică. Însă pentru voi am un concurs, am această narghilea Ami Deluxe. Nou-nouță pe care o dau cadou. Aveți linkul în descriere unde vă puteți înscrie la concurs. N-aveți cum să vă înscrieți la concurs dacă n-aveți 18 ani, pentru că nu o să dau o narghilea unui minor. O să o deschid puțin mai târziu. Momentan o să citesc puține comentarii să vedem ce spuneți voi aici. Voi vreți doar să vă zic numele, deci să începem. Alex Costea, Andy Gaming, David Ionuț, Luc Baj, Cami, Cmâi, Moldovan Vlad, Rareș. Gata, v-am zis și numele. Acum, hai să facem și lucruri mai serioase! Cristina? Ce? Bună. Simona, vreau te rog frumos să mi te alături împreună cu acele mostre. Și o să le explic și despre ce e vorba, pentru că a fost ideea ta. Uite, o să vă las narghileaua asta aici. Asta care o să o dau eu cadou. Hai de mama mea cum e, frate. De sigură, n-ai fumat în viața ta așa. Extraordinar. Din cu ele pe rând. A telefonul meu ești că am nevoie de el. Hello. Stai că mai am. Explică-ne ce s-a astea, da? Te apropia, păi stai să le aduc pe toate și nu mai încerc și e plin de stresate. O să vă și sun în acest live, dar cine o sună? Andrei Vasilescu. Perfect. Bun. Da, să vedem cine ăla, să văd. Tu ai la valiera pus așa ca și Quick? Da, eu sunt ca Quick. Varianta feminină a lui Quick. Da, ce vrei să vezi aici ce scriu băieții? Nu, vreau să văd imaginea. E, faza e următoarea. O să facem un blind test cu arome de narghilea, că tot se de el mare zmeu, că el știe toate astea. Dar el... sunt mare zmeu și o să ghicesc toate aromele. Și să vedem dacă ghicești aromele. Da, ea este iubita mea. Dă-mi și mie telefonul, că acolo am aromele, că eu nu le cunosc după miros. Le notă pe spate, nu aici, gen cu numere și eu nu-mi dau și seama am, ce înseamnă. Da, și eu am numerele. A, dar trebuie niște cafea. Avem aici cafea, nu trebuie? Parcă da-i am. Trebuie să miros cafea înainte de, știi, să miros altă aromă. Am înțeles că nu-i așa, Cristina? Da, da. Să vedem. Boabe de cafea, nu cafea. Da, da. Da. Un pai, nu, un dolar aș vrea, ca să o trag mai bine. Îți dau 20 de euro. O, sunt perfecți, s-o miros ca lumea. S-o trag bine. Te-a întrebat cineva dacă ți-a luat bătaie la faza cu zăpada. Bă, dacă mi-a luat bătaie, oricum n-aveți cum să știți, pentru că am tăiat momentele bătăioase. În ce să-mi pun, mă? Uite, deja îți dau numere de telefon. Deci... bun. Deci, aici am niște
cafea măcinată ca să pot să miros înainte de fiecare. Da, faci acum, gata? Da, gata, hai să începem ăsta, testul. Deci are 10 arome. Așa. Câte crezi tu că ghicești? Toate. Pe toate? Eu nu cred că le ghicești pe toate. Sunt unele interesante, dar dă și mie asta. Ia, hai. Ești gata? Da, dă-ncoa. Stai un pic. Ești gata? Da, mă, dă-ncoa. Asta după textură... Nu am mers în viața mea așa. 10 e asta. Câte credeți că ghicește din 10? Știu mirosul, dar nu știu ce e. Deci lăsați în comentarii câte credeți că o să ghicească Alex. Asta e scorțișoară. Scorțișoară cu mentă. Deci sunt 10. Câte credeți că ghicește? Deja e pe... Asta e cu scorțișoară. 10-le. Zi pe 10, am mirosit-o. Gata? Ești... Da, ăsta e verdictul meu. Scorțișoară cu mentă. Nu e. Ce e? Nu zic, că zic la final. Păi zic ce e ca să știu. A, nu, zic ca să zici la final. De fapt... A, Drupine, dai o foaie și un pix? Să miroși? Da. Păi te chești pe tine după aia. Dar nu ai prea cum să ai seama că aromele sunt ciudate. Îmi aduci, sau adu-mi agenda și un pix sau ceva. Să notăm aici câte... Îi zic că ghicești 7 majoritatea. 10 din 10. Nu o să ghicească atâtea, vă zic. Eu zic cu scortișoara asta. Să rămânam. Să se să mai mă miros o dată. Deci nu mai are sens că deja e greșit. Ai zis 10, la 10 ai zis ce asta e aia, mă, de vită, mă. Aia de... Se pune condimentul ăla pe vită, știi? Asta e ultima, aia. Păi dacă ți-a zis că nu ți-a pus-o pe aia. Bine, nu mi-a pus-o pe aia. Mai ce bine. Barbecue aia? Aia e ceva gen barbecue, da. Deci ai zis la asta, la da. 10 ai zis scorțișoară, da? Ceva care seamănă cu scorțișoara și mentă. Uite ce număr e ăla. 10 e ăla. Nu, ăsta. Ăsta este... 6. 6. Bă, dă o dracu de treabă! Ha. Deci v-am zis niciunul nu o să ghicească. Știu mirosul, îl știu. Nu se descurcă. Nu mai are cum să ghicească 10, că deja a greșit știu una. Deja, îl știu pe ăsta. Seamănă cu Skittles ăsta. Are aromă de Skittles. Hai, zi ceva. O las mai acolo pe asta. Hei, nu e corect. Pe asta o las mai acolo. Bine. E prea cunoscută. A, mă, dă-o dracu, mă. Nu mai a, bă, stai, mă. Miros cutiile, a nouă, mă. Da, mă, da, bine. Deja eu am simțit-o pe aia de aici. Ce număr? Da. 5. Portocală și mentă. La care? La 5? Da, portocală, mentă. Clar, portocală și mentă. Nu mă îndoiesc. Vedem la final. Strugure și mentă. Cât? 8. Așa ceva, nu vine să cred. Bă, cred că miroase și la cutie, zic. Ia dă. Adică asta înseamnă cu afina și mentă. E afina și mentă, dar miroase și la cutie, știi? Este numărul 4. Hai mă, zic eu acum, nu dar... știi pe asta în pana mea. Zic afina și mentă, dar nu trebuie să o miros acolo. Trebuie să... Afina și mentă, asta nici nu mă îndoiesc. Da? 4? Da. Asta o simt de aici, piersică. Așa la ghici.
1. Ah, ce potrunzătoare și nu îmi dau seama. Da, ia-o din cutie dacă vă pupați un pic? Dacă ghicește mai mult de 5 arome, îl pup. Altfel nu merită. Uite, mă, deja auzi că nu te descurci, că de-astea. Cum să nu mă descurc? Tu, marele narghilator. Cum să nu mă descurc, mă? Mă descurc foarte bine. Unul e tare ușoară, să știi. E mentă una, îți dai seama. Deci, unul e super ușoară. Deci dacă nu știi pe prima... A, fine. Simplă. Deci îți mai dau eu să mai miroși odată. Uite, zic că ești praf. Mere e asta. Asta e mere. Hai că poți. Mere. A zis cineva că nu se aude. Da, astea-s mere. Da, mere. Hai că mai ai încă 5. Ai parcurs jumătate de drum. Lămâie și mentă. Ce număr are? 3. La 3 zi lămâie și mentă? Da, nu, păi astea sunt alea, lemne clasice. N-ai cum să le ratezi. Câte are iubita ta? 21. Și tot lămâie și mentă. Nu se mojito. Care? 2. Le-a luat așa, pe rând. Dar nu pot să zic. Smura. 7. Ești mai praf decât mă așteptam, adică... Nu, asta e smură, mă. Deci ți-ai zis omul că nu ți-a pus smură și chestii din aia de o pui pe vită. Mi-a pus smură? Nu ți-a N-are pus. N-are cum. A pus-o, sigur. N-are cum. Deci asta... am fost lângă el când le-a pus. Haide! Poți mai mult de atât. Mai ai încă 3. Deci asta este... Te-ai pus aromă pe față. Sunt mure. Păi nu știu. Bun, gata, am revenit, îmi cer scuze. Avem un net, ce să mai avem un net. Haide, ce zici la 6? Bun, stai mă să intre lumea înapoi. Hai să se strângă iară, că au căzut, au murit, au crezut că ne-a picat ăștia aici. Bun, haide, rămăsesem la 6. Și asta e 9. Deci mai are de ghicit două arome. Portocală, mă. Păi mi-ai zis portocală. Portocală simplă? Cu mentă ai zis. Asta e portocală simplă. Of, Doamne. Aici asta e vă la asta nu știu, mă jur. Asta răspuns necunoscut. Mă jur. Deci nouă... Dude, na, dude. Ar trebui să o știi pe nouă. Pe nouă? Deci n-ai fumat niciodată. Singurul hint pe care poți să-l lua e că e mai non-conformist așa, adică nu e clasică. Adică nu e o aromă de narghilea super Coca-Cola. Folosită. Se poate, există. Nu știu de acolo. Bine. Gata, hai. Ești pregătit să vezi ce ai făcut? Bine, hai. Nu știu dacă am nimerit vreuna, mă rog, am nimerit pe ale mele. Deci ești pregătit? Da. Nu știu dacă eu pot să vadă, dar eu le am aici. Poți să le arăt acum duc la cameră? Dar zile ce sunt? Deci la 1. Am zis că e? A ghicit, a zis că e măr. Ce drac, mă! Deci are un punct. La 2. Stai că văd 2. La 2 a zis că e mojito. Adică lămâie și mentă. Adică e lămâie și mentă, adică l-a greșit. Am le-am curcat pe astea 2 cu 3 și 3 e mojito de fapt. 3 e mentă simplă. Mentă simplă 3-ul? Deci, dar e mentă ușoară. Deci nu. Deci ai zis așa. La 2 nu e mojito, e lămâie și mentă. Deci l-ai greșit. Așa. Ești nașpa. La 3 ai spus că e lămâie și mentă și e doar lămâie. Și pe ăsta l-ai greșit. Ba, parțial l-am nimerit. La 4 chiar e afine și mentă. N-aveam cum să... Adică ce fumez eu. La 5 e portocală.
Și ai zis portocală și mentă. Hai că pe ăsta ți-l pun că ai ghicit. Așa. La 6 e gref. E gref. Ai zis că e portocală, da. Seamănă, seamănă. Păi de asta... Bă, deci cu Micalin, mamunul ăsta nu vine să crede. Ți-a zis, ce fum are, i-a zis că îi pune 3 citrice, să vadă dacă îți descurc cu 3 citrice. E greu, diferență. E greu. Deci nici pe ăsta nu l-ai nimerit, ai zis că e greu, că nu simți decât că păi uite, tu ai zis că e portocală și Cristina a zis că e lămâie, deci ați fost la mijloc. La 7 ai spus fructe de pădure. Și este strugure și mentă. Și la 8, unde e fructe de pădure, ai spus strugure și mentă. Unde? Cum? Le-ai încurcat. A, între ele? Da, le-ai pus... Înseamnă că seamănă între ele. Le-ai pus invers, înseamnă dar că seamănă între ele. Cât am nimerit? Băi, dar ai nimerit cola. Ceea ce mi se pare... Jură-te că e cola la 9! Da. Jură-te că am nimerit cola! Da. Deci unde e Laura să mă vadă? Păi să-ți nebune și nu e să cred! Care? Asta e. Păi mi se părea super... extraordinar. Deci ai nimerit cola. Nu se crede și mie, adică e... Și la 10 ai spus scorțișoară. Și e? Bubblegum. Bă, am vrut să zic bubblegum! Nașpa, ai nimerit, ah! Ai nimerit 4 din 10. Ești mândru de tine. Da, oarecum. Ia-ți jucăriile. Păi ține-le, că s-ale tale, gata, cadou. Acum, dacă le miroși, sigur o să ți pare că s-alea corecte. Da, îți dai seama. Dar aici ai fost fără. Bun, haideți să vă arăt narghileaua. De fapt, stai să-i întreb. Vreți să vedeți narghileaua pe care voi o puteți câștiga? Dacă vreți, trebuie să faceți prezența cu vreau narghilea. Și eu o să vă arăt narghileaua aia. Deci... Uite, el a spus că o să ghicești 4. Uite, aici cineva să-ți dăm 2 puncte pentru cola. Dar nu e, mă, concursul. Da, 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 da. Și hai să le arătăm narghileaua. Bine. Bun. Fiți atenți cum vine ea. Așa, împachetată frumos. Asta este narghileaua pe care voi o puteți câștiga. Deci haideți să vă arăt. Laura, fii atentă. Am avut aroma, asta se arăt. Vino cu Laura. Dacă tu ghicești aroma asta, ești bombă. Zici ce aroma este aici. Dar nici tu nu o ghicești. Deci mie să cred că am nimerit-o, mă. N-am fumat-o în viața mea. Ceai de mușețel. Ok, și tu? Ce zici? Uite acolo, stai cu în curul tău. E că seamănă cu ceva și nu știi ce e? Și am nimerit-o, mă, nu mi se cred. Ei, acum am pierdat hintul de Cristina. E cola, mă! Ei, cola! E cola! Deci nu vine nici mie să cred că am nimerit-o. Sunt oțet, eu sincer. Eu sincer sunt oțet de mere. Nu e aroma de cola, pentru că am mirosit aroma de cola și nu e asta. Păi nu, dar e aroma, e gen... Asta e aroma cola. Da, da, e gen. Poate când tragi din narghilă. Da, dar am simțit-o acum, nac. Da. Nimerit-o pe asta. Bun. Și n-a nimerit fructe de pădure și a nimerit Bun. Cola. Bun. Haideți să vă arăt narghileaua pe care o puteți câștiga. Sunteți gata? Ok. Avem așa. Furtunul care este unul albastru. Uitați-l. Ia uitați aici. Ia uitați aici. Este una de top, vă zic de pe acum. E una chiar șmecheră această narghilea. Haideți să... Uitați vas, ce are vas. Uai, ce culoare drăguță are. Da. Aș vrea să o câștig eu, da. Uite ce culoare drăguță are. Ia uite aici. Ami absolut. Și asta vine așa aici, pac. Se încheie. Cu creuzet, cu tot. Aveți tot ce trebuie. Mă rog, mai trebuie și farfuria. Dar nu o montez acum de tot. Nu o montez acum de tot, doar v-am arătat-o așa, un pic. Vine așa, cu furtunul albastru. Mi se pare foarte, foarte frumoasă această narghilea. Haideți să o punem în loc ca să nu o zgării, să o aibă câștigătorul nouă. Asta nu cred că e mai nevoie de el.
una din condiții ar fi să aveți peste 18 ani. Exact. Că pe Facebook-ul celor de la SmokeMag nu puteți intra dacă nu aveți 18 ani, care limită de vârstă. Uitați, aici e ea voastră. Cu ce continuăm acum? Atunci mi-e telefonul că trebuie să sun pe cineva. Ține. Bun. Au, stai cam asta. Ca să o câștigați, trebuie să intrați pe linkul din descriere, să vă înscrieți la concurs. Aveți toate detaliile acolo în descriere. Prima, scrie narghilele. Acolo găsiți tot. Da, mă... Deci, spor la treabă. Uite. Uite, e bubblegum. Uite, ți-a scris. Nu i-am făcut manevră, Alex. Ți-au făcut ăștia manevră. Ba da, ba da. Nu i-am făcut manevră, nu se descurcă el. Că eu mi-am notat tot exact cum mi-a spus. Bun. Haideți să luăm un telefon. Mă, da, ghici cola. Trebuie să recunoști tu că nu putea să ghicească asta. Iar pică. Ba da. Ba da. Da. Și aia mare din care i-a pus chiar mirosea. Uite ce lag avem, bă. Înțelege, aia chiar mirosea. Drupi, avem mare, mare lag. Ce? Avem lag mare. Gata, și-a revenit. Ia să vedem. Unde ți-e la valiera? Alo, Alex Ghiduș la telefon. Salut, Ghiduș. Ce faci, maestre? Live? Poftim, da, ești în live. Și uite, mă puteți la live-ul tău, tu? Și îți place? Da. Câți ani ai? 16. Deci nu poți să participi la concursul cu narghilea. Ah. Câte arome credeai tu că o să ghicească el? Da, câte arome credeai că o să ghicesc? 6. Ah, l-ai dezamăgit, mă. Ai ghicit doar 4. 5. M-am gândit 6 sau 4. 5 am nimerit, de fapt. A, mai aveam puțin. Ce mesaj ai pentru Ghiduș, ăștia care stă acum pe live? Transmite-le ceva. Să aboneze la Ghiduș și să faci 100.000 de abonați. Bă, cred că o să fac. Adică dacă fac 100.000 de abonați, mă îmbrac în Cupidon și ies pe stradă. De Valentine's, nu? De Valentine's Day, da. De pe 14 februarie. Live-ul o să apară pe YouTube? Este deja pe YouTube. Păi și pe urmă când se termină, o să rămână da, rămâne pe YouTube. Bine. O să poți să-ți dai share, să vezi că ai apărut aici cu vocea ta, cu tot. Da. Bine, maestre, o seară perfectă. Mersi la fel. Ciao, ciao. Nu mai avem lag și ăștia mint, sau ne trolează acum, produitorii mei. Ia zi, Simona, ce părere ai tu de această vreme mirobolantă de afară? E groaznic, mie mi se pare horror. Deci eu cu iarna sunt... certată. Uite, mie mi se pare interesant faptul și că cu zăpada toate și cu autoritățile și, cu... și toată lumea este înspăimântată, domne. Ninge în ianuarie, ceva incredibil, până un fel de caniculă ninge. În august. Că toată lumea se aștepta să ningă, însă e vorba de mine că mie nu-mi place frigul. Adică la mine când e mai puțin de, nu știu, când e mai puțin de 10 grade afară, pentru mine e frig. Am și acum că e minus 20... Minus 5 grade, mă, dar... Ninge și mie îmi place ninsoare, adică mie mi se pare mișto, numai că pe autorități, deci autoritățile au fost luate prin surprindere, dragă, pentru că ninge în ianuarie. Ai auzit, Mike, autoritățile sunt surprinse că ninge în ianuarie. Cum ți se pare asta? Bă, se pare tipic. E nimic nou în soare. Ascultam în mașină radio și sună unul de la... Mă, da, ai stat acasă o săptămână? Stai așa, da. Asta-s mulțumit, că sper să mai fie autoritățile... Dar știi că s-ar putea să nu mai ai vacanță intersemestrială? Nu există așa ceva. N-au voie. Asta nu mai e. Dar n-au voie. Păi dacă le-au dat o săptămână acum, s-ar putea să nu mai ai pe săptămâna aia dintre semestre. E scârți, pârți. De unde să? Să termin semestrul întâi bine și pe semestrul doi să încep luni. Nu, nu se poate. Nu, da.
N-au voie. Ce vreau să zic, ascultam la radio și vorbeau ăștia acolo, sună unul direct și zice: "Domne, eu nu știu ce să..." Da, ascultam radio. Păi atât ai merge dacă în mașină. Dacă nu mai merge casetofonul! Am numai radio. Lăsați-mă în pace că... Nu, e bine că l-am și pe ăla, dar am subwoofer-ul, frate. Știi cum vorbea ăla în ceafa mea? Știi cum aud el știrile? High quality. Bine ați venit! Mamă, jingle-ul știi cum e? Fă, meserie când au jingle-ul. Bum, 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 bum. Mă bucur, deschid geamurile deja când e pauză. Și sună asta și zice: "Domnule, eu sunt curier și în fiecare an, domnule, de nu se poate cu ninsoarea asta, ăștia nu intră cu plugul pe străzile astea mai mici." Un plug de 6 metri lățime pe străzi mici. Toate mașinile, cum? Adică vrei să ia și mașinile, să le dea la o parte sau cum? Să ai loc să livrezi. Pentru că tot e groaznic. Să vă dea, să vă dea de la, cum se numește, pășenile. Să livrați pășenile. Tot e groaznic. Cine ți-a dat mesaj? Mama. Da? Uh-huh. Ia să verificăm, da. Mama ei i-a dat mesaj. A intrat și Pov, mă, hai să-l sunăm pe Pov. Dar nu e numărul lui, îți dai seama. Dar nu-l ai tu pe lui? Nu. Fie, dă-mi un brațul să te pup. Gata, m-am pupat. Meserie. Ce-ar mai fi acum să începe să ne lingem aici? Să ne pune așa pe canapea. Iubei! Nu merge, mă. Nu se cade. Dar poate pică. Haideți să vă povestesc ce am pățit eu astăzi cu telefonul meu mirobolant. O, da, asta e tare interesant. Deci eu am în mașină un... Uite, fă cerculețe. Da, fac cerculețe în continuu. Eu am în mașină un suport unde îmi pun telefonul și am pe spate lipit o, de asta, un magnet. Și am zis eu, de ce să nu fiu eu mai șmecher, să-mi pun magnetul sub carcasă, ca atunci când îl lipesc, știi? Să nu... Se vadă. Să nu se vadă magnetul. Și am scos bateria și mi-a stricat telefonul la spate. Lasă-l acolo că dăm să pun pe telefon. Gata. La pedepsit. Aici, da, e pedepsit. Știi ce vreau să fac, mă? Să sun la 666. Nu ai face asta. Ba da. Păi vrei să închid aici lumina acum, la studio? Acum, dragilor, eu sun la 666. Sunteți pregătiți? Sun la 666. Și dau pe speaker. Da, fiți atenți. Da. Fiți atenți că sun acum la 666 și sună. Sună! Da. Dracule, tu ești? Da. Mi-a răspuns dracu, sunteți nebuni! Dracule, poți să-mi spui și mie ceva, te rog frumos? Extraordinar! Dracule? Vreau să știu dacă o să ajung în iad. Toată lumea o să ajungă în iad. Vai de mine. Ce s-a întâmplat? Am sunat la 666, extraordinar. Cristina, îți mulțumim mult pentru actoria pe care ne-ai făcut-o. Pe care ne-ai făcut-o? Da, pe care ne-ai făcut-o. Da, îți mulțumim frumos, Cristina. Vino, dracule, vino cu a. Avem un drac foarte frumos aici în platou. Este un drac... E o drăcoaică. Cum s-ar spune? O drăcuță. Ești o drăcuță, mă, nebună, mă. Bun, mai sunăm la un număr de telefon pe care o să mai povestesc ceva și se încheie. Iarna tot e horror. Vouă vă place iarna cu zăpada asta multă? Numere de telefon, dragilor. Am 21 de ani. Au! Bun, gata, sun! Stai, vin mai aproape să văd și eu astea. Alo?
Salut, sunt Alex Ghidu și tu cine ești? Raul. Ce faci, măi, Raul? Bine. Ești în live, te aude toată lumea. Vrei să le spui ceva? Da, îți urez foarte mult noroc. Da? Și nu știu, am emoții. De ce să ai emoții? Zine un banc, na, ca să scap de emoții. Nu, eu... Mic, scurt. Ești cel mai tare YouTuber. Mulțumesc frumos! Uite, câte arome de narghilea credeai tu că o să ghicească Ghiduș? Da. Câte arome de narghilea credeai că o să ghicesc? 4. Uite că a nimerit-o. Așa da. Fient, hai că am o idee. Nelson Mondialul este live pe Facebook. Ce ați spune voi să scriem acolo, să-l spamăm cu Ghiduș? Toți. Facem? Da. Bine, hai! Ceau, o seară perfectă! Hai să-i dăm un raid lui Nelson Mondialul, dragilor. Nu se mai poate. Toată lumea Nelson Mondialul. Hai să scriem noi lui Nelson Mondialul care este live, Ghiduș acolo. Hai! Hai pe el! Hai e pe Facebook? E pe YouTube. Deci pe YouTube o să încerc să vă pun eu un link de la Nelson Mondialul. Cât mă durează? 10 minute. Maxim. Ia să vedem. Da, mă, uite la aici, Nelson Mondial. V-am pus link-ul în descriere, așa că haideți să îi... A, uite-mă, că deja au început băieții. Să scriem acolo, vedem dacă se prinde domnul Nelson Mondialul. Domnul? Ia, uite, stai să vede ce zice. Dar nu se uite la comentarii. O se uite. Dar nu trebuie să scrie la... A, la el scrie. Ia, fii atent. Am avut în comentarii. Dar e departe de cameră și de astea. Are comentariile aici. Are laptop, n-am văzut laptopul. Eu nu văd până acolo. Ia, că a tras cu ochii. Opa! Opa! A, mă, uite-te în comentarii. Extraordinar, domne. El nu știe, mă, se uite în comentarii. Nu se uită, mă. Așa, uite. Îi dăm rai degeaba la băiatul ăsta, mă jur. Uitați-vă în comentarii! Extraordinar! Se poate ceva. Mamă, n-am telefon că l-aș fi sunat. Are numărul aici. Mamă, deci nu mai pot să mă uit la el. Efectiv, nebunesc. Doamne. Uite-te, mă, Zdreanță, mă. Hai, Nelson, uite-te. Hai. Dilatata, Așa, și pune ochelarii. Bravo, bravo! Ia! Hai! Și-a pus ochelarii de soare. Așa, ăla e!
Nu s-a prins, mă, nu vine să cred. N-are, mă, n-are nicio treabă. Și-a dat ochelari jos, gata, aia. I-am dat degeaba, mă, raid. I-am dat degeaba raid la ăsta, mă jur. M-a închinuit. Ai. Când era raid, Dumnezeu Mondialul, am dat acolo 400 de oameni, scriau tot ghidul și el vorbea la cameră, n-avea nicio treabă. Și comentariile curgeau în continuu. Și vorbea, Hollywood, Nelson, Și nu se uita în comentariu. Fapt, s-a uitat în comentarii, dar nu s-a prins, era așa. Adică a stat un pic să vadă. Se uita un pic. Hai că oricum vorbește ce vrea el. Da. Deci, uitați narghileaua, asta e pentru voi. Înscrieți-vă la concurs. Și abonați-vă la Ghiduș. Și dacă face 100.000 de abonați, de Valentine's iese îmbrăcat în Cupidon pe stradă. Pe stradă! Să aveți o seară perfectă în continuare. Aceasta a fost și emisiunea de săptămâna aceasta. Ne vedem săptămâna viitoare, miercuri la ora 7 sau 8 jumătate, depinde. Drupii, fă-ne manevra!